Aș vrea și eu să aduc câteva gânduri din perioada aceasta evocată de Scriptură și anume ce învățăm în săptămâna mare a epocii coronavirus. Din Luca, din capitolul 19, începe să ni se vorbească despre săptămâna mare și răsfoind Scriptura o să observăm că s-au întâmplat anumite evenimente care ne dau de înțeles câteva lucruri practice pentru noi și zic, Domnul să ajute Biserica Albinii să le împlinească. Mai întâi, duminică, capitolul 19 din Luca, deci mă voi folosi de Evanghelia aceasta, duminică, de la capitolul 19 cu 29 până la 44, a avut loc intrarea lui Hristos în Ierusalim și plânsul pentru cetate. Ce învățăm noi din ziua de duminică a lui Hristos, din săptămâna mare? Anume că salvatorul numărul 1, salvatorul nostru, nu este omul, ci este Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Salvează-ne, te rugăm, se rugau noroadele și strigau Osana. Aceasta este traducerea cuvântului Osana. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, salvează România. Doamne, îndură-te. El are toată puterea. El a știut dinainte, fraților și surori, de ceea ce se va întâmpla acum și știe de ceea ce se va întâmpla în viitor. Așa că ne rugăm lui Dumnezeu. Salvatorul nostru numărul unu este Dumnezeu. Luni. Al doilea gând, luni capitolul 19, de la 45 la 48, luni a avut loc curățarea templului. Asta ne face să mai extragem o învățătură și anume, în amicul nostru, numărul 1 nu este virusul acesta, ci este păcatul. S-a repetat, se repetă și adevărat. Vindeau și cumpărau un templu, și culmea că cei din vremea de atunci considerau că virusii de atunci, în ghilimele vorbind, erau romani. Și strigau, Doamne, salvează-ne de virusii ăștia, de romani. Nu, nu erau romani. Și virusii de astăzi, nu microorganismele astea care vin și ne bântuie închipuirile noastre și realitățile noastre. Virusul nu este un microorganism încoronat, ce este euul nostru încoronat. Domnul să ne salveze de el. Inamicul numărul unu este păcatul. 3. Marți, în săptămâna mare. Capitolul 20 cu 1 până la 21 cu 38 are loc confruntarea dintre Hristos și conducătorii evreilor de atunci, și are loc și învățarea poporului. Domnul Hristos începe să învețe prin pilde. Își ia loc și timp, își alocă timp și loc ca să le spună pilde. Înainte de moartea lui era foarte important ceea ce le vorbea. Și asta mă duce la un al treilea gând. Tratamentul nostru numărul unu. Nu este medicația, Aia e tratamentul numărul doi. Să o acceptăm. Tratamentul nostru numărul unu este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Vă dați seama că Domnul Hristos îi întărea deja, el urma să moară. Dar el mai știa și a și profețit în ziua aceea, duminica floriilor pe care o știm noi, că o să vină zile când poporul său va fi făcut una cu pământul. Și a vorbit și mai târziu, aici, în acest context. Vorbește în ziua, în ziua de marți, vorbește același lucru și le spune de zile grele care vor veni și într-adevăr au venit în anii 70 în timpul lui Titus și notăm că au mai trecut de la răstignirea lui Hristos poate încă aproximativ 38-40 de ani și a venit Titus și a făcut cetatea una cu pământul și înainte ca Domnul nostru să meargă pe cruce să se întindă și să moară pentru noi, acolo pe dealul căpățânii, își găsește timp să întărească pe cei din jurul lor, spunându-le parabole, rugându-se împreună cu ei, vorbindu-le din cuvântul lui Dumnezeu și dându-le răspunsuri la probleme care erau foarte controversate atunci. De aceea să ținem cont de acest cuvânt. Tratamentul numărul 1 este Biblia. Domnul să ne ajute. Ce învățăm din ziua de miercuri, al patrulea, al patrulea popas biblic, Miercuri, capitolul 22 din Luca, capitolul 22, cu versetul 1 la 6, miercuri a avut loc complotul și apoi trădarea lui Iuda. Ce învățăm în ziua de miercuri? Anume că vinovatul numărul 1 nu este, nu vreau să pronunț niciun cuvânt de țară din, de pe globul ăsta, că nu, nu vreau, nu are rost vinovatul numărul unu suntem noi toți, că ne-am îndepărtat de Dumnezeu și spune frumos versul de poezie nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu nici mari preoți, nici Pilat și lumea întreagă prin păcat și eu și tu aici este vinovatul eu, cum spunea cineva atunci când întinzi un deget către altul cu trei arăți către tine ești de trei ori mai vinovat poate decât el dar nu-ți dai seama și uite aici Vinovatul numărul 1 nu era Iuda că l-a trădat, nici preoții. Suntem cu toții. Domnul să ne ajute să ne pocăim. 5. Ce învățăm din joia mare? Capitolul 22 de la versetul 7 la 53. În joia mare au avut loc pregătirile și masa paștelor, apoi rugăciunea lui Hristos din Ghețiman și arestarea cu sărutul lui Iuda. Învățăm, fraților și surori, acum în săptămâna mare, în joia săptămânii mari, că rezolvarea noastră, numărul 1, nu este în jurul nostru, ci este în sus, este rugăciunea. Hristos Domnul se duce și se roagă între măslinii grădinii o oră, apoi încă o oră și apoi încă o oră, de trei ori, trei, trei ore în noaptea vânzării și știa că va merge spre uh, răstignire și spre moarte și știa că îl urmăresc în întuneric cei care o să-l aresteze și el și-a găsit timp să se roage trei ore în noaptea aceea. Dacă ar fi să vină cineva și să-ți spună uite am din partea Domnului o descoperire, un vis o vedenie, ceva că tu o să pleci la Domnul în perioada asta bolnav de virus. Nu știu chiar când. Ce ai face? Te aduce să rezolvi anumite probleme sau te-ai pune pe genunchi și te-ai contopi în cel pe care îl vei vedea, poate peste o oră, poate peste o zi. Uite, Domnul Hristos știa că va muri și El a găsit rezolvarea numărul 1 la problema Lui, rugăciunea, apropierea de Tatăl. Merge mai departe, ziua de vineri, Capitolul 22 cu 54, la capitolul 23 cu 55. Și aici, în ziua de vineri, are loc judecarea lui Hristos, răstignirea lui Hristos și are loc și moartea lui Hristos. Și sunt acele șapte strigăte de pe cruce în care Domnul Hristos se roagă pentru cei care îl loveau, care îl băteau, care îl omorau, care îl ucideau. Și aici, deja noi ne gândim, în ziua de vineri, o învățătură extraordinară pentru noi. Mântuitorul nostru, numărul unu, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este. Și apoi, ce să mai vorbim de ultima zi să o numim din Săptămâna Mare? E dimineața învierii. Și să nu uităm, dragi oameni, creștini suntem cu, cu toții, mulți dintre, dintre noi din România sunt creștini, poate așa se declară, 90%, 99%, nu știu cât se declară, că sunt și musulmani și alte orientări religioase. Dar să nu uităm că noi, copiii lui Dumnezeu din Albini și în special pentru uh, noi vorbesc lucrul acesta. Suntem creștini, adică niște cristoși mici, luat literal cuvântul creștin, așa se traduce, cristos mic, adică urmașa lui Hristos. Dacă tu ești urmașa lui Hristos, nu uita, în zilele acestea de cumpănă, să saluți. Salutul frumos, Hristos al înviat, dar să-l trăiești cu adevărat. Nu uita, o să vină poate frații noștri ortodoxi sau catolici și o să ne facă de rușine că noi în timp ce ne îngrijorăm cu Dumnezeu așa de mare, ne îngrijorăm și ei vin și ne salută în zilele astea că sunt religioși tare și ne spun Hristos a înviat și noi am și uitat că e săptămâna mare. Am și uitat că Domnul Hristos a înviat și stă la dreapta Tatălui și avem un eliberator viu și un Dumnezeu care ne vindecă, El, el trăiește, El nu-i mort ca și alți mântuitori în ghilimele din alte religii. În timp ce în celelalte religii sângele curgea de la om spre Dumnezeu, la noi sângele curge de la Dumnezeu spre om. E mare lucru lucrul acesta. Așa că Dragi, frați, surori, aparținători, biserice albinii, vă îndemnăm în săptămâna mare să nu identificăm lucruri pământești, să nu ne uităm la rotițele mici din jurul nostru care se învârci și ne provoacă poate un dezechilibru, nu să ne uităm la roata principală care le învârte pe toate să rugăm pe Dumnezeu, Doamne rezolvă lucrurile, salvează-ne ajută-ne să ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu ca tratament să ne punem pe genunchi în rugăciune și să apelăm la rezolvările rugăciunii, să luăm pe Domnul ca mântuitor personal, chiar dacă ar fi să trecem prin Valea Umbrei Morții. Domnul poate să transforme Valea aceasta a Umbrei Morții într-o vale a binecuvântării. În original, cuvântul acela din Psalmul 84, Valea Baca sau Valea Beraca, vedeți Dumnezeu are putere în Valea Baca, în original, e Valea Baca, Valea Plângerii. Dumnezeu are putere să ia o literă și să o strecoare acolo între alte două consoane, o consoană, și să iasă în loc de Valea Plângerii, Valea Binecuvântării, Valea Beraca, asta numai Dumnezeu are puterea. Și de aceea, frați, surori iubite, frați iubiți, copii dragi, tineri dragi, Familii scumpe, pe care Domnul va răscumpărat și vă iubește, nu uitați în săptămâna aceasta mare. Mai mult ca altă dată poate. Să ne aducem aminte că avem un Hristos viu și să spunem din toată inima: Hristos a înviat, Hristos e viu cu adevărat. Amin.